Bine v-am regăsit! Companiile din România au resimțit din plin anul trecut deficitul forței de muncă disponibilă și calificată. Ce se va întâmpla în 2019? Vom constata noi blocaje și zero soluții? Anul trecut, 72% dintre angajatorii din România au declarat că se confruntă cu această problemă. Mai grav este că, în timp ce nu constatăm un interes al statului de a lua măsuri în sistemul de educație pentru formarea abilităților necesare pieței muncii, companiile se confruntă cu concurență neloială venită chiar de la stat și tradusă prin salarii mai mari și, în anumite cazuri, performanță profesională redusă cerută la ocuparea posturilor bugetare. Este adevărat că există o diferență majoră la angajare. La stat, de cele mai multe ori, e de ajuns să cunoști pe cineva pentru a obține un job bine plătit. La privat, chiar dacă știi pe cineva, trebuie să ai cunoștințe și rezultate pentru a obține un job care în timp poate deveni și bine plătit. Nu se opune nimeni creșterii salariilor, cât timp și performanța muncii personalului bugetar este pe măsura veniturilor obținute. Privații nu pot concura cu statul pentru că aceștia își pot plăti angajații doar din valoarea adăugată pe care aceștia o produc. Angajatorul numit stat are rareori criterii de performanță și eficiență, cu atât mai puțin grija plus valorii. Bineînțeles, ar mai fi și responsabilitatea statului față de exodul continuu al forței de muncă în străinătate. 4 milioane de români care lucrează productiv și plătesc taxe în străinătate. Iar un studiu recent arată că mai bine de jumătate dintre români ar pleca să lucreze peste hotare, deci dacă nu se schimbă nimic, exodul va continua și anul acesta. Dintre toate potențialele neajunsuri din economie anticipate pentru 2019, deficitul forței de muncă pare o certitudine încă din 2018, dacă nu ne trezim măcar în al 12-lea ceas. Atât pentru astăzi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!